Mulțumesc, Talida. Un avion care trebuia să ajungă în Georgia a aterizat de urgență la Cluj după ce 3 pasageri s-au luat la bătaie în urma unui conflict spontan. Bărbatul lovit, ceilalți 2 a fost dus la spital de urgență pentru a primi îngrijirile medicale. Mai multe informații are Marian Ginga. Marian, te ascultăm. Da, bun găsit. Din Germania către Georgia, aceasta era ruta avionului. A fost efectivă bătaie între 3 pasageri din acest avion, 2 georgieni și unul din Belarus. Scandalul a pornit de la băutură, după care unul dintre georgieni a dat în cap compatriotului său cu telefonul mobil. Echipajul aeronavei a solicitat o aterizare de urgență în România, cel mai aproape fiind la Cluj-Napoca, acolo unde pasagerul lovit a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cei 3 scandalagii au fost debarcați, cazul a fost preluat de către o instanță din România, de la Cluj-Napoca, de curte de apel. Avionul apoi și-a continuat zborul către destinație. Cei debarcați, georgienii, vor merge cu altă aeronavă, în timp ce bărbatul din Belarus se va întoarce la Memmingen, acolo unde, de unde plecase, din Germania. Deci nu au fost reținuți, dar ancheta continuă la Curtea de Apel din Cluj.